Bună ziua și vă mulțumim că urmăriți discuția noastră din cadrul campaniei Zilei Europei, Femeile pentru Solidaritate și Pace. Ziua Europei din acest an diferă de toate edițiile precedente. Avansarea egalității de gen în contextul pandemiei de COVID-19, iar acum în contextul războiului, este probabil una dintre cele mai mari provocări ale acestui secol. Ne confruntăm cu faptul sumbru că războiul este întotdeauna asociat cu forme distincte de violență împotriva femeilor și fetelor. Pe măsură ce încearcă să scape de conflicte, femeile și fetele devin și mai vulnerabile, amenințate de violență, agresiune sexuală și chiar viol. Astfel, simțim în fiecare zi impactul diferit și disproporțional al războiului asupra fetelor și femeilor. De aceea, sloganul din această campanie, Solidaritate pentru Pace, capătă o însemnătate deosebită. Pentru că în acest an, solidaritatea a trecut granițele. De la începutul războiului, în Ucraina, Moldova s-a numărat printre țările care au găzduit cel mai mare număr de refugiați, iar aproape 80% dintre refugiați sunt femei. Începând cu primul val de refugiați, autoritățile publice locale din Cahul și Ungheni au reacționat imediat. Voluntarii și societatea civilă din aceste regiuni s-au mobilizat pentru a le oferi ajutor, a-i îndruma și a-i găzdui. A fost o mobilizare fără precedent. Chiar și noi, echipa UN Women, inclusiv a proiectului EVA, am fost la frontieră, la celulele de criză create în primele zile de după război și am încercat să răspundem nevoilor imediate ale femeilor și copiilor. O bună parte dintre colegii și colegele noastre au făcut voluntariat și au contribuit la această solidaritate pentru pace, pe care o înțelegem și o prețuim altfel astăzi. Despre aceste lucruri vorbim în câteva clipe, despre femeile care s-au implicat ca să ajute alte femei și care continuă să schimbe lucrurile, să găsească soluții și să avanseze egalitatea de gen. Suntem norocoși să avem alături la acest eveniment persoane dedicate care luptă în fiecare zi pentru o lume mai bună, mai pașnică și sunt dornice să ne împărtășească experiența lor. Despre solidaritate, egalitate și pace vor fi cele trei paneluri de discuție, însă până atunci aș dori să ofer cuvântul Svetlanei Andrieș, specialistă programe UN Women, pentru a ne vorbi despre importanța egalității de gen în contextul de astăzi. Mersi, Valentina, dragă Gintaus, dragă Maha, stimate doamne, stimați domni, stimați participanți și participante la acest dialog. Am o deosebită plăcere să vă salut în numele UN Women și să menționez câteva aspecte. Așa cum a zis și Valentina, într-adevăr, anul acesta, Ziua Europei este marcată într-un alt context, deși anual tindem să marcăm realizările sociale, economice, culturale și politice, atât în țările UE, cât și în țările din vecinătate, în țările partenere și țările asociate. În contextul anului curent, UN Women și-a propus să lanseze acest dialog împreună cu partenerii cheie, UNICEF și delegația Uniunii Europene, dar și actorii cheie implicați în pas, în răspunsul la criza refugiaților, pentru a trece în revistă pașii și accelera progresul în obținerea egalității de gen în cadrul acestui dialog și discuții cu generii, cu femeile pentru pace și securitate. Într-adevăr, anul acesta ne confruntăm cu încetinirea progresului din cauza câtorva crize interconectate și complexe, cea mai recentă fiind ofensiva militară din Ucraina. Indiferent de tipul crizei, femeile și fetele sunt afectate cel mai grav și cel mai rapid, fie pe timp de conflict armat, fie din cauza schimbărilor climatice sau pandemiei. Aceasta se întâmplă din cauza inegalităților de gen existente și relațiilor inegale de putere. Conflictele afectează femeile și fetele, bărbații și băieții, într-un mod diferit. Femeile și fetele sunt supuse unui risc sporit de a fi strămutate și de a nu avea acces la structurile obișnuite de protecție și susținere. De asemenea, femeile și fetele sunt supuse unui risc sporit de a se confrunta cu violență în bază de gen, inclusiv violență sexuală. În Ucraina, bărbații și femeile sunt afectați de impactul acțiunilor militare în mod diferit. Deși securitatea tuturor locuitorilor Ucrainei este în pericol, femeile și fetele se numără printre cele mai vulnerabile grupuri ale societății din cauza decalajelor de gen existente și inegalităților intersecționale. Femeile și copiii reprezintă majoritatea din cei peste 5 milioane de refugiați, atât intern cât și extern, în afara țării.
Participarea deplină și semnificativă a femeilor este și ea crucială în procesele de consolidare a păcii și securității. De aceea, includerea femeilor în procesele decizionale și de răspuns umanitar este esențială pentru a ne asigura că drepturile și necesitățile acestora sunt respectate. Pacea durabilă, recuperarea sau stabilitatea sunt imposibile dacă jumătate din populația oricărei țări este împiedicată să participe în mod deplin, liber și egal la viața socială, economică și politică a țării. În acest an, confruntându-ne cu o realitate foarte tristă a persoanelor refugiate, în mare parte constituită din femei și fete, 90% din cele prezente în Republica Moldova, dar și 60% din cei este mutați intern, trebuie să ne asigurăm că toți sunt tratați egal și, nu, și drepturile fundamentale ale omului sunt respectate. Aceasta este o situație foarte dureroasă, dar și în același timp este un motiv de a ne continua activitatea noastră pentru a asigura respectarea drepturilor femeilor și fetelor împreună, atât la nivel de parteneri de dezvoltare, societatea civilă, echipa ONU, cât și personalul UN Women, care s-au mobilizat totalmente în calitate de voluntari și susținători a procesului și sper că acest efort conjugat va continua. De asemenea, folosim această ocazie să îndemnăm comunitatea internațională să asigure că asistența umanitară planificată și oferită este sensibilă la dimensiunea de gen și răspunde în mod specific la necesitățile diverselor grupuri de femei și bărbați, inclusiv femei, comunităților gazdă, familiilor gazdă, cât și pe partea de integrare, angajare în câmpul muncii a tuturor celor care au nevoie. Mulțumesc mult și ne dorim un dialog productiv astăzi. Doamna Andrieș, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Uniunea Europeană are dezvoltat al treilea plan de acțiune pentru egalitate de gen până în anul 2025, care va include acțiuni concrete de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor. Proiectul EVA este unul dintre proiectele finanțate de UE, iar odată cu începerea războiului, Uniunea Europeană a sprijinit acțiuni imediate, inclusiv în cadrul proiectului pentru a oferi suport femeilor refugiate din regiunile Cahul și Ungheni. Îl invit pe domnul Gintautas Baranauskas, șeful adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, cu un cuvânt de salut. În această delegație a Uniunii Europene, Republica Moldova marchează Ziua Europei 2022 sub genericul Solidaritate pentru Pace. Campania este marcată anul acesta de contextul care ne-a întristat și tulburat profund cauzat de războiul crud și nejustificat din Ucraina. Tragedia din Ucraina ne privește pe toți. Această experiență ne face mai responsabilă să ne unim și să protejăm pacea, să locuim împreună și să acționăm împreună, uniți în diversitate și să construim o lume a păcii, a solidarității și egalității durabile. Cetățenii Republicii Moldova nu au fost indiferenți la tragedia vecinilor din Ucraina. Milioane de persoane din Ucraina au fugit din țară și peste 400.000 de refugiați din Ucraina au traversat teritoriul Moldovei începând cu 24 februarie 2022. Circa 80.500 de acești cetățeni se află în țară și astăzi, în această perioadă, Moldova și-a arătat solidaritatea și a găsit diverse modalități de a le oferi suport. De asemenea, în raioanele Ungheni și Cahul, lumea s-a mobilizat într-o modalitate fără precedent, autoritățile locale au creat unități de criză unde refugiații primesc informații și suport în această perioadă. Prin proiectul EVA, finanțat de Uniunea Europeană, femei și copii din aceste unități au primit articole de igienă personală și inițiativele locale create au avansat egalitatea între bărbați și femei la nivel local, care au fost adaptate de a răspunde la această criză umanitară. În Cahul, de exemplu, a fost creat un spațiu prietenos în siguranță pentru copii și tineri, Ludoteca, care recent a fost creat pentru a oferi informații și suport psihosocial femeilor și copiilor refugiați care se află în Cahul. Fără răspuns umanitar și instruire în acest sens, organizațiile societății civile pentru femei s-au adaptat peste noapte la activitatea lor. Aceasta a permis activității cu autorității și
prestatorii de servicii. Participarea femeilor face răspunsul și recuperarea mai eficientă și durabilă, iar organizațiile femeilor sunt competente de a ajuta nu doar femeile, dar și pe cei lăsați în urmă. Este esențial ca ele să fie consultate în toate deciziile ce privesc răspunsul la crize și legate de pace. Uniunea Europeană și UN Women a creat o parteneriat solid pentru promovarea egalității de gen și abilitării femeilor, care astăzi, în acest context, sunt mai importante decât altădată. Vă mulțumim, domnule Baranauskas. Cu un cuvânt de salut, o invit și pe reprezentanta de țară a UNICEF Moldova, doamna Maha Damaj, să ne vorbească despre activitățile UNICEF ca răspuns la această criză umanitară. Doamnă Damaj, aveți cuvântul. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, parteneri și prieteni, bună ziua! Pandemia COVID-19 și criza refugiaților din Ucraina au afectat viețile multor copii, fete și băieți și femei din Moldova, dar și a celor care părăsesc Ucraina. Copiii au suferit împreună cu familiile lor în mai multe feluri, dar cei mai vulnerabili copii devin cei ale căror familii și-au pierdut mijloacele de existență și cei care au pierdut sau au fost separați de unul sau ambii părinți. Acești copii sunt extrem de vulnerabili la violență bazată pe gen, neglijare, abuz, exploatare și trafic de ființe umane. Războiul din Ucraina are o față de copil și a declanșat o criză de protecție a copilului. Fiecare al treilea refugiat care intră în Moldova este un copil, iar fiecare al doilea refugiat rămas în Moldova este un copil. În total, în Moldova sunt încă peste 40.000 de copii refugiați care au nevoie de protecție și incluziune. Încă din primele zile ale conflictului, UNICEF a mobilizat resurse și și-a reproiectat principalele programe pentru un răspuns urgent concertat la nevoile celor mai vulnerabili copii și femei care intră în Moldova. Iată câteva dintre cele mai importante lucruri demne de menționat. În primul rând, protecție. În Moldova a fost menționat că prin pas UNICEF a activat taberele punctele albastre, care sunt spații sigure unice care oferă sprijin esențial familiilor care s-au pomenit în situație de emigrație. Aceste spații sunt amenajate de-a lungul rutelor de fluxuri majore de populație. 7 sunt deja amenajate în Moldova, care fac legătura cu alte puncte albastre din România și cu alte țări aflate pe traseu, ajungând până în Italia. Acestea oferă informații principale familiilor care călătoresc, spații sigure pentru mame și copii, spații sigure pentru fete și băieți, adolescente și capacitatea de a verifica problemele de protecție, cum ar fi identificarea copiilor neînsoțiți și separați și asigurarea protecției acestora, copiii neînsoțiți și separați care călătoresc în esență fără grijă și protecția familiilor lor, sunt probabil mai vulnerabili la traficul de copii decât copiii strămutați împreună cu familiile lor. UNICEF își continuă eforturile de a-și capacita lucrătorii din prima linie în identificarea și răspunsul la traficul de persoane și violenței bazate pe gen. Al doilea, ajutorul financiar numerar. O intervenție critică pentru reducerea vulnerabilității în perioade de criză este asistența financiară în numerar. ICNUR, UNICEF și PAM s-au asociat pentru a stabili un program de transfer de numerar de urgență pentru refugiați și familiile cu copii, precum și pentru familiile gazdă din Republica Moldova. Peste 50.000 de beneficiari, membri ai familiilor cu copii, au beneficiat deja de acest sprijin. Al treilea, în educație, pentru a evita o criză de pierdere a învățării, UNICEF lucrează împreună cu Ministerul Educației și Cercetării de Republica Moldova pentru a asigura accesul continuu al copiilor refugiați la școală. Profesorii au fost instruiți cu privire la abordările predare centrate pe copil și educație inclusivă pentru cei integrați în sălile de clasă și au permis conectivitatea copiilor refugiați la platformele media de învățare ucrainene pentru cei care doresc să continue să studieze programul ucraineană. În al patrulea rând, sănătate și nutriție. UNICEF va continua să sprijine guvernul în îmbunătățirea programului de imunizare, precum și în furnizarea de echipamente medicale, medicamente și truse pentru bebeluși, centrelor de asistență medicală primară și spitalelor de referință. Ca și în cazul tuturor sectoarelor de servicii sociale, nevoile refugiaților sunt cel mai bine deservite dacă sistemul se îmbunătățește pentru toată lumea. UNICEF împreună cu UN Women, susținute de delegația UE, au intensificat și mobilizat eforturi și fonduri pentru a preveni și a răspunde violențe bazate pe gen împotriva femeilor și fetelor în cadrul proiectului EVA, făcând abordările cu adevărat transformatoare, multisectoriale și plasând un accent important pe prevenire.
Raioanele Cahul și Ungheni au dat dovadă de un răspuns puternic la criza refugiaților, protejând copiii și femeile și oferind serviciile necesare, datorită spectrului mare de programe și inițiative stabilite, programe de prevenire în școli, programe de parentic, echipe multidisciplinare care sunt abilitate și gata să intervină, o conștientizare sporită a comunității, precum și lideri religioși implicați. Merită de menționat că în ultimele luni am văzut clar că raioanele care deja lucrau la consolidarea sistemelor de protecție a copilului în diferite sectoare erau rezistente, reziliente la șocuri și puteau răspunde la criza refugiaților mai eficient decât raioanele care nu au primit același suport. Aș dori să mulțumesc fiecărui asistent social, profesor, asistent medical și fiecare persoană care depune eforturi pentru a sprijini copiii și femeile care fug din Ucraina. Să lăudăm și să sărbătorim eforturile lor în cadrul acestui eveniment și să încurajăm să rămână modele pentru toți, exemple pentru toți, promovând eforturile lor în comunitățile lor. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Damaj, pentru intervenția dumneavoastră și pentru toate activitățile și suportul pe care îl acordați copiilor. Iar noi, în continuare, vom trece la discuția noastră, Femeile pentru Solidaritate și Pace. Primul nostru panel de discuție este despre solidaritate și rolul femeilor în acest context. Mulți moldoveni au reacționat extrem de prompt în a sprijini persoanele care au trecut granițele țării noastre fugind din calea războiului chiar din 24 februarie. Oameni simpli și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale au fost primii care au ajuns în punctele de trecere a frontierelor cu corturi, ceai cald, alimente, pături, produse de igienă. Atât la Cahul cât și la Ungheni aceste lucruri s-au întâmplat într-un mod admirabil și exemplar, iar această mobilizare putem spune că rea a adus în actualitate solidaritatea între femei, deoarece femeile s-au evidențiat printr-un activism civic aparte. Un număr mare de femei din toate sferele s-au mobilizat și și-au unit eforturile pentru a ajuta și sprijini alte femei. Despre aceste lucruri importante vorbim în acest panel cu Marina Zama, activistă pentru egalitate de gen la Ungheni, Stella Bădin, viceprimara municipiului Cahul și Diana Miron, coordonatoare locală a proiectului Eva în Cahul. Prima întrebare am să o adresez Marinei, pentru că pe tine te-am văzut chiar în primele zile la punctul de frontieră de la Sculeni, pe Ploaie, Lapoviță și chiar Vânt. Împreună cu un grup de voluntari ai organizației JCI Ungheni, ați amenajat un cort și ofereați ajutor imediat refugiaților. Ce a însemnat pentru tine această solidarizare, dacă ai putea să ne spui, și ce ți amintești cel mai mult cu venirea primului val de refugiați? Bună ziua! Într-adevăr, împreună cu echipa GCI am fost implicați încă din primele zile în activitatea cu refugiații, astfel, ca să spun așa, de pe data de 25 februarie, a doua zi de când s-a început războiul, am fost acolo alături de ucraineni pentru a le ajuta și a le oferi tot suportul și susținerea necesară. Și vreau să spun că prin această solidaritate am dat dovadă că, într-adevăr, fiindcă suntem un popor mic, asta nu înseamnă că nu putem să avem o inimă mare, ceea ce am demonstrat și continuăm să o facem. Și suntem, într-adevăr, alături de Ucraina și în continuare. Ce țin minte și ce vreau să menționez este că solidaritatea noastră a ajuns și peste hotarele țării. Am reușit să mobilizăm nu numai ungheni, dar și oameni de peste hotare, partenerii CSA Ungheni din organizațiile internaționale, care și până ziua de astăzi participă la proiectele pe care le implementăm pentru refugiații care se află la Ungheni. Vreau să spun că pe data de 25 februarie, când am deschis acel punct, nu aveam cu ce ieși acolo și cel mai memorabil moment a fost puterea și rapiditatea de acțiune și de mobilizare de care am dat dovadă. Astfel, în doar câteva ore am reușit să creăm acel punct și să acordăm ajutor în timp util. După crearea acelui punct de colectare, am decis să fim mai aproape de ucraineni, astfel
Am fost prezenți și la gara internațională, unde veneau trenuri cu peste 800 de refugiați și iarăși le ofeream prânzuri calde, apă fierbinte pentru bebelușii care aveau și 5 zile și produse alimentare ca ucraineni aflați în trenul cu cursă specială să poată să-și continue drumul. Avem foarte multe activități care le organizăm pentru ucraineni. Am ajutat copiii care au început a învăța în cadrul școlii ruse din municipiul Ungheni, dar și copiii de la grădiniță care sunt înscriși peste un număr de peste 40 de copii. Și le-am procurat rechizite și ghiozdane pentru că aceștia își poată face lecțiile și să-și continue studiile, neavând aceste produse, noi le-am oferit și ei au fost extrem de bucuroși că pot să-și continue mai departe studiile aici, în Republica Moldova, la Ungheni. Ca activități de care am mai făcut, vreau să spun că am făcut o escapadă cu femeile din Ucraina, de fapt am organizat o excursie împreună cu copiilor și s-au implicat ONG-urile cum ar fi Pro Femeia, care le-am creat o stare de bine, am ieșit la natură, am vizitat muzeul și ele erau foarte încântate că pot să găsească aici, în Republica Moldova, un pic de siguranță. Ceea ce aveau ele acolo, alături de soții lor. Au venit aici neavând nimic și evenimentele și tot ceea ce am făcut pentru ele până în momentul de față, le fac să se simtă ca acasă. De fapt, toată activitatea mea cu refugiații m-a observat o altă fundație, dacă pot să numesc, este vorba despre Fundația Caritas, care m-a angajat și la moment coordonez un centru de refugiați unde m-am împrietenit cu femeile de acolo și chiar dacă în caz că se întâmplă ceva, pentru că mai am un job și cumva nu ajung într-o zi acolo, se întreabă, Marina, de ce n-ai venit astăzi la noi? Ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că ele deja se simt în siguranță, s-au mai liniștit și de fiecare dată încercăm să găsim activități unde să le ofere copiilor lor liniștea de care au nevoie pentru a se simți aici ca acasă, să simtă pace. La început, când discutasem cu tine că veniserăm și noi la Ungheni, tu spuneai că ai auzit atâtea istorie, ai auzit atâtea povești. Ce au însemnat poveștile astea pentru tine? Adică spui că te-ai împrietenit, că îți simt lipsa. Au rămas aceste povești cu tine? Ce simți tu când ți-amintești de aceste femei? Dacă să spun așa, și acum poveștile continuă. Țin minte la punctul Vama Sculein, atunci când era o doamnă cu copil în mașină și s-a apropiat de noi, noi vrând să-i acordăm ajutor, să-i oferim un prânz cald, ea a spus doar atât, fiindcă era foarte stresată, a spus, mie nu-mi dați nimic, dați-i doar copilului să mănânce, eu trebuie să-mi continui drumul ca copilul meu să fie în siguranță. Aceste evenimente au demonstrat că femeile sunt puternice, că femeile sunt cu gândul la soților, dar de dragul copiilor, de dragul a ceea ce a trăit acasă, de dorința de a fi bine în continuare, de a fi pace și siguranță în țara lor, ele trebuie să se ducă într-un loc sigur pentru copii, și să revină acasă sănătoase și plină de forțe pentru a ridica țara și poporul care a rămas în urmă.
Într-adevăr, aceste întâlniri sunt niște întâlniri marcante care rămân cu tine și eu mi-amintesc primele zile când am fost, auzeam noaptea și în vis aceste femei cum vorbeau cu mine, ce îmi povesteau și este într-adevăr extraordinară această mobilizare a tuturor oamenilor, inclusiv autorităților publice care s-au mobilizat și ele fără precedent. Spre exemplu, chiar la Cahul a fost creată imediat o celulă de criză în incinta primăriei care funcționa non-stop și acolo se depozitau și se distribuiau donațiile și ajutoarele umanitare primite atât de la agenți economici cât și de la persoanele fizice. Noi am fost și acolo și am vizitat această celulă, am venit și noi cu anumite donații din partea chiar a colegilor noștri, iar pe lângă celula de criză au mai fost amenajate centre de plasament temporare pentru refugiați. Doamnă viceprimar, vedem cel mai mare flux de refugiați din Republica Moldova și evident este o experiență unică și pentru Cahul. Cum a fost și este această perioadă pentru dumneavoastră? Cum reușeați să vă organizați? Da, într-adevăr, pentru noi primele zile, prima săptămână, chiar spre a doua, practic timpul a stat în loc. Începând cu data de 24-25, când am revenit la prima oră la muncă, nu mai exista nicio altă sarcină, nicio altă obligație, nu se apropia ca și importanță de ceea ce aveam noi de făcut în acel moment și a fost o perioadă de timp în care cu toții uitasem că suntem primar, viceprimar, consilier municipal, ONG, nu conta absolut deloc nimic, nici poziția, nici responsabilitățile celelalte, păleau pe lângă dorința și urletul la interior de a sări în ajutor. Nici măcar nu mai conta cine vine, din ce direcție, erau oameni care aveau nevoie de ajutor. Până am înțeles noi exact că lucrul ăsta nu va dura o zi, două și se va prelungi, speram noi nu foarte mult, ne-am mobilizat cu forțe proprii timp de o lună de zile fără niciun ajutor din partea organizațiilor mondiale mari sau a guvernului, pentru că și ei la nivelul lor aveau de făcut anumite logistic cu organizare care a necesitat ceva timp. Noi am fost foarte și foarte recunoscători și mândri de reacția moldovenilor de rând, de reacția cetățenilor simpli care din puținul lor aduceau, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, primăria municipiului Cahul, prin dispoziția primarului, a deschis din data de 25 februarie o celulă de criză care a funcționat o perioadă lungă de timp, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Erau în permanență două persoane acolo care au activat în permanență voluntar, deci nu au fost remunerați sub nicio formă, era doar chemarea și dorința de a ajuta și de a oferi sau de a acoperi nevoile minime, pentru că na, într-adevăr este un lucru nou pentru noi, nu am mai trecut prin asemenea situații, nu am avut experiență pentru astfel de evenimente sau a ne organiza mai bine, a face acest voluntariat, deci totul a fost dictat din inimă și din suflet. Ulterior, deja pe parcurs, apărând în repetate rânduri niște situații, învățam să le facem din ce în ce mai bine. Loc de mai bine există și acum și cu siguranță va exista mult timp de acum înainte. Întotdeauna putem învăța din ceea ce facem, dar în momentul în care vezi că orice acțiune de-a ta îi aduce cu un pas mai aproape spre speranță, spre o liniște, spre siguranță, lucrul ăsta îți dă putere și indiferent cât de greu nu ți-ar fi, indiferent câte nopți nedormite nu ai avea, indiferent cât de mult nu te-ar dorea mușchii sau oasele pentru că am cărat fizic, nu conta, femeie, bărbat, viceprimar, consilier, cutii descărcam, toni întregi am descărcat pentru a-i ajuta pe ei. Sunt bucuroasă că suntem în postura în care să-i ajutăm. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru faptul că în momentul în care ne vine greu sau nu mai putem, suntem obosiți sau ne este dor de familie, încercăm să ne îmbărbătăm și să ne încurajăm cu faptul că nu suntem în situația lor și mulțumim Dumnezeu, suntem în situația în care putem oferi o mână de ajutor, chiar dacă nu e ușor. Sper din tot sufletul să se termine tot acest calvar care a distrus orașe, familii, copii, părinți,
mame, bunici. E o durere pentru întreaga planetă, indiferent de ce naționalitate n-ai avea, indiferent de ce culoare are pașaportul tău, lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. Am lăsat în toată această perioadă de timp politica la o parte, viziunile politice la o parte, pentru că cunoaștem cu toții că în Republica Moldova viziunile sunt împărțite. Asta este un moment în care nu contează, pentru că copilul e copil, indiferent ce limbă vorbește. O mamă care își pierde familia este mamă, indiferent de limba pe care o vorbește. Și durerea nu este mai mică sau mai mare în funcție de culoarea pașaportului sau de țara din care provii. Sunt foarte recunoscătoare pentru activitatea pe care au desfășurat-o voluntarii din municipiul Cahul. În mod special pentru toată implicarea ONG-ului Pas cu Pas, care a fost zi lumină alături de primărie prin intermediul doamnei Svetlana Ciobanu, care nu a spus nu niciodată. Dacă primăria nu avea bani să cumpere produse alimentare, dacă nu mai erau donatori care să fie foarte prompți, pentru că au fost solicitări de la produse alimentare până la lapte praf de un specific anume, care putea fi oferit acelui copil, deoarece altfel făcea șoc anafilactic. Am avut situații în care trebuiau trimiși urgent în Turcia sau în Italia la tratamente pentru că erau copii cu boli canceroase. Sunt atât de multe de povestit încât cu siguranță fiecare localitate din țară și fiecare persoană care a fost implicată în gestionarea fluxului și a soluționării tuturor problemelor refugiaților, cred că ar putea scrie cărți întregi, dar cu siguranță povești sunt foarte multe și multe dintre ele, din păcate, sunt dureroase. Ce mă bucură pe mine la momentul de față este că, deși până nu de mult, probabil prea puțin din Europa știau că există o asemenea țară care se numește Moldova, cu atât mai puțin unde suntem și ce culoare avem la față sau ce limbă vorbim sau cât de puțin despre noi, la momentul de față sunt bucuroasă, sunt mândră de faptul că am scos în aceste clipe grele tot ce a fost mai bun din noi, indiferent de poziția socială sau financiară, și prin lucrul ăsta ne-am făcut remarcați și astfel vom rămâne în istorie negreșit. Mă bucur foarte mult că sunt extrem de mulți ucraineni care nu își doresc să plece din Moldova. Am organizat în tot acest timp atât autocare să-i aducem de la punctele de trecere frontieră care erau mai încărcate, mai aglomerate, spre Cahul, ca să mai descărcăm un pic localitățile care nu mai făceau față, dar în același timp am organizat autocare în care să-i ducem de aici, de la noi, pe cei care își doreau în Germania, Olanda, unde puteau beneficia de servicii mult mai calitative și mai generoase. Și am avut surpriza ca din municipiul Cahul nici măcar o singură familie de refugiați să nu-și dorească să urce în autocar spre Olanda, pentru că ei au zis că lor le este suficient de bine aici, încât să nu plece nicăieri în altă parte. În același timp, sunt foarte recunoscători pentru faptul că societatea i-a primit, i-a acceptat, pentru faptul că vorbim aceeași limbă cu ei și le este mult mai ușor să se integreze. Confortul emoțional de a fi aproape de casă în cazul în care lucrurile se remediază este unul important pentru ei și atunci au preferat să rămână în Cahul. De asemenea, cum spunea și Marina, am încercat tot posibilul să facem pentru copilași încât să treacă timpul pentru ei mai plăcut sau mai puțin dificil. Am integrat în școli, în grădinițe, activități extrașcolare, avem o paletă destul de generoasă și de toate aceste servicii beneficiază absolut gratuit, inclusiv rechizite școlare, am avut donații de ghiozdane dotate, rechizite școlare și tot ce a fost necesar pentru ei. Sunt hrăniți la școală, sunt hrăniți la grădiniță, inclusiv dacă sunt duși dimineața de bunica sau de mama, încercăm să ne asigurăm că și acel părinte sau bunic a fost hrănit în acea zi, deși există aceste programe standard prin care sunt toți refugiații alimentați. Niciodată nu un desert nu strică sau o atenție sau un suc sau un ceai, o cafea dimineață, doar ca să întrebi cum se simte și cum îi este, nu în plus. Au fost momente grele, au fost momente în care
din dorința de a-i ajuta, din dorința de a, de a le fi alături, pe alocuri am fost poate prea agasanți. Și dacă am fi fost doar noi, cu siguranță am fi știut să moderăm această grijă, această dorință de a fi util. Dar era o avalanșă de a, de a oferi bine de peste tot din părți și la un moment dat, efectiv, i-am simțit epuizați. Și atunci am zis să o luăm un pic mai încet. Le-am lăsat toate datele de contact a celulei de criză, a celor care aveau, făceau de serviciu 24/24. Le-am postat peste tot, le-am făcut cunoscut în toate centrele de plasament, dar și pe la cei care îi țineau la domiciliu, astfel încât în momentul în care se decid ei că au nevoie de ceva să ne comunice, să nu mai venim noi să ne intrăm în sufletul lor cu și invitați și neinvitați. Această celulă de criză, într-adevăr, a fost un lucru foarte necesar care s-a format practic în toate localitățile din Republica Moldova, adică această mobilizare a autorităților locale a fost extraordinară. În cadrul acestei celule de criză despre care ați vorbit, a făcut voluntariat chiar din primele zile și colega noastră, Diana. Știu că Diana chiar de la început lucra foarte mult, își dedica serile, chiar și weekendurile. Și cu această ocazie aș vrea să o întreb pe Diana, ce te-a făcut pe tine să faci voluntariat? De ce te-ai implicat și deși ziua lucrai, seara te duceai și făceai voluntariat sau chiar și noaptea rămâneai în cadrul celulei de criză? Da, bună ziua! Eu n-aș vrea să-mi asum toate rezultatele și să vorbesc atât de mult despre contribuția mea personală. Vreau să remarc mai mult cum s-a mobilizat întreaga societate și aici vorbesc despre moldovenii noștri, conaționalii noștri care au dat dovadă de solidaritate și empatie și sunt foarte mândră în general de cum noi am reacționat ca și țară. Dacă să-ți răspund la întrebarea ce m-a făcut pe mine personal ca să fac voluntariat, evident că din primele zile ale acestei crize a refugiaților și eu mi-am pus mie întrebarea ce aș putea să fac eu ca să ajut și opțiuni erau foarte multe, mai ales din cauza faptului că refugiații care ajungeau în țara noastră erau doar cu un ghiozdan în spate și cu nevoi extrem de multe, mergeau spre nicăieri, fără o destinație clară, fără siguranța că vor avea unde nopta, unde lua un prânz sau cu ce să-și îmbrace copiii. În același timp, eu m-am bucurat extrem de mult să remarc și rapiditatea cu care autoritățile publice locale din Cahul, mai ales, au reacționat și aici vorbesc despre acea celulă de criză despre care vorbi și doamna Bădin, care a însemnat un punct de referință atât pentru cei care doreau să facă donații, să vină cu produse, cât și pentru refugiații care aveau nevoie de ele. Și eu alături de alte 10 de persoane probabil am decis că pot să mă implic. Totodată, dacă îți mai amintești, noi chiar în primele zile am mers la un punct de trecere a frontierei, era în sfârșit de februarie și temperaturile afară erau extreme și eu mi-amintesc chiar rândurile de persoane, preponderent mame și copii care stăteau și așteptau să traverseze frontiera, iar de la punctul de trecere a frontierei Reni-Giurgiulești spre Giurgiulești-Galați, o distanță de aproximativ 2 km și ei erau nevoiți ca să parcurgă această distanță pe jos, mămici cu copii mici în brațe, cu genți, în temperaturile cele despre care vorbeam extreme și văzând această imagine, evident că nu ai cum să rămâi indiferent, nu este nevoie de o motivație în plus, iar probabil și faptul că și eu sunt mamă la rândul meu, am încercat să-mi imaginez pentru o clipă ce aș face eu dacă aș fi în locul lor și evident că nu mi-aș dori nici într-un caz să trec prin acele momente groaznice și fără niciun moment de a evita, m-am gândit că trebuie să fac și eu parte din acea echipă care să ofere ajutor. Mulțumesc foarte mult, Diana. În acest context am putea spune că rolul femeilor este esențial, rolul liderismului feminin, să spunem așa, pentru că ne confruntăm cu această realitate foarte tristă a persoanelor refugiate, care în mare parte este constituită din fete și femei,
și respectiv am putea spune că includerea femeilor în procesele de luare a deciziilor și răspuns umanitar este esențială pentru ca să ne asigurăm că drepturile acestor femei sunt respectate. Doamnă Bădin, cât de importantă este implicarea anume a femeilor în aceste acțiuni la nivel local? Simt femeile altfel lucrurile? De ce ar fi nevoie să se implice mai multe femei în procesele de luare a deciziilor? Absolut, absolut. În primul și în primul rând, prin simplu fapt că 80-90% din persoanele care au venit din Ucraina au fost de gen feminin, indiferent că era mamă sau bunică. Prin simplu fapt că noi, toate femeile, avem un rol similar lor, de a fi fie mamă, fie bunică, fie soră, fie noră, este greu să nu te pui în locul lor, aproape imposibil. Cel puțin primul val, până în momentul în care am început să înțelegem că lucrul ăsta va dura și e nevoie să ne stocăm energia, pentru că altfel nu vom rezista și nu vom face față dacă ne vom consuma pentru fiecare caz ca fiind unul al tău. Prima perioadă plângeam în rând cu ei, ne îmbrățișam cu fiecare femeie care intra, fiecare mamă, era o durere a noastră. Nu mai era o datorie sau o chemare. Nu, împărțeam o durere similară, o durere comună și trecea prin fiecare celulă noastră, fiecare lacrimă a lor. Nu zic că bărbații n-au fost la fel de empatici. Absolut toți din cei antrenați în echipa noastră și din voluntari și din primărie și din echipă și din societatea civilă au fost foarte înțelegători, foarte empatici și săritori. Dar nu știu în ce măsură poate un tată înțelege o mamă. Vă mulțumesc, doamnă Bădin. Aceste lucruri, am putea să spunem că ne dau un motiv în plus ca să ne continuăm activitatea noastră și să ne implicăm cât mai mult, să facem voluntariat, să ne pese de ceilalți și să ne implicăm inclusiv ca să înțelegem că drepturile acestei femei sunt asigurate și ca să susținem femeile refugiate și familiile lor, mai ales că majoritatea dintre ele, am observat noi mergând în teren, că nu au o destinație clară, adică nu știu întotdeauna încotro se îndreaptă sau ce urmează să facă în următoarea perioadă. Marina, tu ai fost întotdeauna implicată în activități menite să avanseze egalitatea de gen și mai ales acolo la Ungheni. Ce ar trebui să facem noi, femeile, voluntarii, societatea civilă pentru a continua această misiune? Da, într-adevăr, femeile din Ucraina care se află acum în Ungheni se află cumva într-un stand-by, să spun așa, pentru că ele visează și își doresc cât mai repede să fie pace la ele în țară. Și chestia asta de incertitudine, ce va fi în ziua de mâine, le face și pe ele să stea și să gândească ce să facă mai departe, să se angajeze sau nu, să-și înscrie copilul la școală, la grădiniță sau nu, pentru că, cum am spus, cu toate așteaptă în sfârșit să apară soarele în țara lor și să se întoarcă înapoi în Ucraina. În primul rând, ce putem face noi ca voluntari, da, ca femei, ca să le oferim susținerea necesară, este să ne dorim și noi împreună cu ele ca pace să se întâmple cât mai rapid. Știu cu toții că am obosit, pentru că deja sunt peste 3 luni de când se întinde acest conflict. Și mulți din noi au obosit, dar trebuie să ne găsim puterile pentru a le oferi atenție, grijă și dragoste de care au nevoie pentru ca ei, ele, cei care sunt veniți din Ucraina, să găsească noi forțe de a putea depăși aceste greutăți emoționale. De fapt, femeile care sunt în Ungheni au creat o comunitate frumoasă și încearcă, cu toate că nu s-au angajat sau nu și-au făcut planuri prea mari, au creat o comunitate și organizează în Parcul Micu Cluj din Ungheni diferite activități pentru copii, pentru ca să-i
le ofere un alt fel de gândire, un alt fel de liniște sufletească. Și asta mă bucură că, cu toate că le este greu și lor, încearcă să depășească de dragul copiilor, de dragul celor care au rămas în Ucraina. Mulțumesc mult, Marina! Mă gândesc la perioada în care noi mergeam în teren și chestionam aceste femei, discutam cu ele, le întrebam încotro se îndreaptă, care sunt planurile lor și, fără să vrei, auzeai poveștile lor de viață care ne emoționau foarte mult și pe care le purtăm cu noi până în prezent. Deana, vroiam să te întreb inclusiv pe tine, cât ai făcut voluntariat și ai întâlnit femei care făceau ele voluntariat sau femei refugiate care ți-au încredințat istoriile lor, poveștile, istoriile lor de viață. Ce au însemnat pentru tine aceste povești și ce a însemnat pentru tine această perioadă? Cum vorbeam și un pic mai devreme, sigur că fiecare poveste pe care o auzi, tu încerci să o treci prin filtrul tău personal și să-ți imaginezi ce ai fi făcut tu dacă ai fi fost în locul lor. Eu mi-amintesc în cadrul celulei de criză, când veneau refugiatele, nu aveam prea mult timp ca să discutăm, fiindcă era flux foarte mare de oameni, acolo sunt 2-3 persoane și era nevoie foarte, foarte rapid de identificat un spațiu de cazare unde să-i ducem sau o unitate de transport care să-i ajute să deplaseze până la acel spațiu de cazare, dar și reacția lor foarte diferită. Unii refugiați își doresc să împărtășească din trăirile și experiența lor, alții dimpotrivă simt necesitatea de a se închide în sine și nu a discuta prea mult despre asta. Îmi amintesc cazul unei mămici cu un băițel care au intrat zâmbind în acea încăpere și i-am remarcat din prima dată în faptul că toată lumea intră foarte speriată. Iar mămica a fost atât de optimistă și încerca să-i însufle copilului ei siguranță, liniște, că aici suntem bine, o să fie totul în ordine, acești oameni sunt aici să ne ajute, trebuie să avem încredere în ei. Și am ajuns la concluzia că, cu toate că trec prin aceste momente atât de dificile, ei continuă să creadă în oameni, să creadă în bunătatea noastră ca popor, chiar dacă poate vin pentru prima dată în țara noastră, totuși au încredere și știu că le suntem alături și eu cred că acest lucru este foarte important, că chiar dacă trecem o perioadă atât de dificilă, chiar dacă situația este tensionată și nu știm unde, din perspectiva lor vorbesc acum, nu știau unde or să ajungă și care este destinația, au continuat să fie optimiști. Chiar am făcut o poză cu ei, am întrebat dacă pot să imortalizez momentul și am făcut o poză împreună cu ei și să știi că de multe ori știu unde sunt cazați la Cahul și când sunt în oraș, de multe ori ne întâlnim pe stradă și ne salutăm și facem așa un schimb de opinii. Mulțumesc foarte mult, Deana, istoria ta este foarte impresionantă și aș vrea să spun că în această perioadă, pe lângă toată această bunătate debordantă pe care noi am împărtășit-o și această umanitate de care noi toți am dat dovadă, muzica a fost un element esențial care a unit și chiar a subliniat această solidaritate, pentru că am văzut multe piese sau nu știu, challenge-uri de astea muzicale care au unit chiar la nivel mondial oamenii ca să se solidarizeze pentru pace. Și aici vom încheia panelul acesta de discuție și nu înainte de a trece la un alt panel, vă invit să ascultați fragmente din Maurice Ravel, interpretate la patru mâini de pianiștii Marcel Lazar și Camil Zavecaite. Vă mulțumesc!
am ascultat piesa Mamerloa, părțile 3, 4 și 5, interpretate excepțional la pian de Marcel Lazar și Camille Zavecante, ambii fiind pianiști și studenți masteranți la Universitatea de Arte Dramatice și Muzică din Viena, cărora le mulțumim foarte mult. Iar noi deschidem cel de-al doilea panel de discuție. Majoritatea proiectelor, inclusiv Eva, și-au revizuit activitățile și le-au adaptat sau au creat altele noi care să răspundă noii realități. Chiar din primele zile, UN Women a lansat o analiză din perspectivă de gen a necesităților persoanelor refugiate din Ucraina. Au fost colectate date cantitative pentru a analiza profilul, intențiile și necesitățile stringente ale persoanelor refugiate. Pe lângă aceasta, s-au făcut o serie de donații, iar în cadrul proiectului Eva la nivel local, în raioanele Cahul și Iunghene, au fost distribuite pachete cu produse de igienă pentru femei, iar în primele zile echipa noastră a mers cu produse de primă necesitate la punctele de frontieră Sculene, Ren, Giurgiulești, dar și la centrele pentru refugiați. Discutăm în acest panel despre adaptarea la noile realități, importanța împuternicirii fetelor și femeilor ca răspuns la criza refugiaților, dar vorbim și despre importanța egalității de gen în acest context cu Laura Grecu, managera proiectului Eva, Teodora Rebeja, manageră de proiecte Terre des Hommes, și Ecaterina Galibei, refugiată din Odessa, care acum se află în orașul Ungheni. O să încep și o să deschid acest panel cu doamna Grecu și am să vă spun mai întâi că ceea ce s-a observat dintr-o parte este un lucru foarte interesant, că în această perioadă de după 24 februarie toate acțiunile, inclusiv cele din cadrul proiectului Eva, au conturat fără nicio intenție un mesaj clar. Femeile ajută femeile, mamele ajută mamele. Am comunicat despre situația femeilor refugiate, despre răspunsul autorităților publice locale, despre ce au făcut sau ce fac organizațiile partenere, despre implicarea polițistelor de frontieră, a voluntarilor, a multor femei care au fost în mijlocul acestor procese. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Mulțumesc, Valentina. Într-adevăr, războiul din Ucraina și criza refugiatelor cu copii încă o dată ne-a demonstrat faptul că urmează în continuare să promovăm egalitatea de gen în Republica Moldova și să nu uităm din puternicire, abilitarea atât a femeilor cât și a fetelor, pentru că ne dorim ca femeile să fie abilitate și să participe pleni potențiar de rând cu bărbații la viața economică, politică, socială și culturală a țării. Iar în cadrul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, ne îngrijim ca egalitatea de gen să fie promovată în ambele raioane Cahul și Ungheni, ca vocile femeilor din aceste raioane să fie auzite de către autoritățile publice locale atunci când ele elaborează o politică, promovează o strategie sau elaborează un buget, astfel ca necesitățile tuturor membrilor comunității să fie luate în considerare. Aveți dreptate că în cadrul proiectului EVA am încercat să un pic să modificăm poate activitățile din cadrul proiectului, ținând cont de războiul din Ucraina și criza refugiatelor cu copii. De ce zic refugiatelor cu copii? Că majoritatea sunt femei care au abandonat țara lor, au abandonat părinții și soții și din anumite circunstanțe, cumva, fără voința lor a trebuit să plece în altă țară pentru a se refugia și noi suntem solidari, dacă revenim cumva la întrebarea dumneavoastră, noi suntem solidari pentru că avem și noi copii și înțelegem cu bună dreptate prin ce trece o femeie cu copii, când lasă în urmă absolut tot și cum se ruinează o viață de om într-o clipă. De asta este foarte important că noi am venit cu suport respectiv, am fost foarte... am putut să ne adaptăm activitățile noastre, am putut să conlucrăm împreună cu autoritățile publice locale și noi am putut cumva să ajutăm aceste femei chiar și din perspective individuală. De azi înainte, cred că majoritatea proiectelor sau în general inițiativelor vor integra
aceste activități care vor viza inclusiv femeile refugiate, inclusiv, de exemplu, în cadrul Terdezom, organizație parteneră a proiectului EVA, au fost adaptate activitățile, inițiativele organizației și redirecționate eforturile pentru a ajuta și a susține femeile care au venit din Ucraina. Inclusiv în cadrul proiectului EVA la Terdezom au fost susținute 8 organizații locale din regiunile Cahul și Ungheni, au fost create spații prietenoase pentru copii, ludoteci și terenuri de joacă în aer liber. Și un accent deosebit a fost pus pe abilitarea fetelor, a femeilor tinere și a mamelor. Și aici aș dori să o întreb pe Teodora, care este manageră de programe în cadrul Terdezom. Ce faceți în aceste spații și ce suport oferiți femeilor, mamelor refugiate acolo? Mersi pentru invitație. Ne bucurăm foarte mult că s-a reușit atât de rapid să ajustăm și să schimbăm direcția proiectelor. Pe unele destul de radical, pe altele doar un pic. Le-am ajustat astfel ca să putem să răspundem la nevoile imediate de suport psihoemoțional, atât ale mamelor cât și ale copiilor cu care ei au venit. Pentru că stresul prin care ei au trecut, frica pe care ei o duceau cu ei era o povară destul de mare și era nevoie ca să oferim acest suport psihoemoțional astfel ca să le oferim un spațiu sigur, un spațiu prietenos, alături de profesioniști care pot să îi ghideze și să-i ajute să găsească acele forțe, acea reziliență, pentru ca să poată să meargă mai departe. Mi-a plăcut foarte mult că ONG-urile locale au fost destul de proactive, să zic așa, au venit ei cu ideile de a face anumite activități. Ei deja erau un proces de a ajuta refugiații, iar ideile noastre de a deschide ludoteci, care nu sunt altceva decât niște spații sigure, bine dotate, cu activități psihosociale, cu jocuri de societate, în care ghidați de un specialist, de o persoană instruită în a oferi activități psihosociale, vin să contribuie la fortificarea rezilienței copiilor, a mamelor, a fetelor, astfel ca ele să poată să găsească forțe în interior, ajutați de profesioniști să poată să meargă mai departe. Ce se întâmplă, ziceați, în aceste spații? Avem la moment 5 ludoteci active, 3 la Cahul și 2 la Ungheni, în care regulat sunt copii și în care se întâmplă activități interesante, în care sunt profesioniști, inclusiv psihologi, care pot să ofere suport psihologic pentru mamele care au nevoie de aceasta și pentru copiii acestora. De asemenea, suntem în proces de a face și niște spații prietenoase în exterior, astfel că vom avea și 3 spații în exterior, la fel spații amenajate prietenos, astfel ca femeile, fetele, copiii să poată să petreacă timpul în siguranță și învățând, fiind aproape unii de ceilalți. Și cred că un lucru cel mai important este că aceste spații permit incluziunea în mediul social în care au venit, astfel că, da, o remarc așa că dacă în centrul de plasament pentru refugiați se află în jur de 20% din refugiați în comunități, sunt peste 80% din toți cei care au venit, iar aceste proiecte vin să suplinească acel gol sau acea insuficiență de servicii care sunt la nivel comunitar, la care să aibă acces absolut toată comunitatea. Am văzut inclusiv pe Facebook, pe pagina Terdezom, poze cu multe activități în care erau tineri și copii îmbrăcați cu haine naționale, în care jucau șah. Deci aceste activități chiar sunt extraordinare și mai ales că, cum ați menționat și dumneavoastră, sunt foarte inclusive și sunt destinate pentru tineri, copii din diferite comunități, din diferite țări și
fac ca să se simtă aici ca acasă. Alături de noi o avem astăzi și pe Ecaterina Galibei, care este o refugiată din Odessa. Știu că are doi copii mici, a lucrat în Odessa muzeografă, iar acum, ca și milioane de femei din Ucraina, a fost strămutată din cauza atrocităților războiului. Ecaterina locuiește în prezent la Ungheni și, din ce am discutat cu ea anterior, abia așteaptă să se întoarcă acasă. Ecaterina, de cât timp sunteți în Republica Moldova și cum vă simțiți la Ungheni? Здравствуйте. Bună ziua tuturor. Deci, la început aș dori să vă mulțumesc pentru invitație, pentru conferința noastră de astăzi și toți cetățenii Republicii Moldova, o țară minunată care și cetățenii ne ajută, dar noi am văzut doar înțelegerea, susținerea și prietenie. Deci noi deja avem mulți prieteni pe aici. Eu sunt foarte mulțumită. Deci eu sunt mă aflu în Ungheni acum. Deci când noi am plecat, noi deodată am venit la Ungheni. Deci acesta a fost scopul nostru. Noi nu am vrut să plecăm în alt loc undeva, dar noi ne-am oprit la Ungheni. Eu am doar un copil, va avea de grabă un an lunea viitoare, deci copilul este într-adevăr mic, deci cu doi copii eu cred că ar fi mult mai greu, dar când noi am venit, eu sunt singură cu copil aici. Cum vă simțiți la Ungheni și dacă au fost într-adevăr femeile din Ungheni cele care au sărit primele în ajutor și care v-au oferit susținere? Чувствуем себя хорошо. Noi ne simțim foarte bine aici. Ceea ce se referă la femei, bineînțeles, sunt femei care m-au ajutat, dar eu cred că acest fapt este condiționat că eu tot sunt femei și, în principiu, eu nu prea am multe contacte cu bărbați datorită situației, dar femei au fost anume cei care m-au ajutat, deci și proprietara apartamentului pe care noi îl cheriem, deci noi tot, deci tot am avut a face cu femeie, deci ea, plata este, nu este mare, plata chiriei, deci ea una mă întreabă cum noi ne simțim, de ce avem noi nevoie și așa mai departe, deci și ne ajută cu diferite produse și în general, eu cred că da, anume femeia a fost cei care m-au ajutat și foarte multe femei m-au ajutat și de obicei iau copii. Cât stați la Ungheni, adică cum arată ziua dumneavoastră, cum este rutina zilnică? Nu, noi stăraimся. Deci noi ne străim în primul rând să nu avem ceva, să avem o rutină, pentru că fiecare zi, când ai un copil mic, tu încerci să găsești ceva nou. Deci noi încercăm să desenăm într-o zi. În altă zi noi ne ducem în parc la o plimbare, deci copilul se joacă cu alți copii, deci asta e un fel de socializare la noi. În altă zi noi putem să ieșim în ogradă, dar să stăm în aer liber, facem un picnic mic. Deci noi putem să ieșim în oraș la o plimbare. Deci a fost foarte interesant să cunosc istoria orașului Ungheni, pentru că eu, specialitatea mea, eu sunt specialist în domeniul culturologiei și istoria și cultura. Istoria culturii este foarte interesant pentru mine. Deci noi am fost la o excursie și vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că pentru excursii la Ungheni. Acesta a fost gratis pentru noi și noi tot am făcut prieteni acolo. Deci noi încercăm să avem o viață foarte interesantă, diversificată, să nu avem ceva obișnuit în fiecare zi. Vă este dor, așa să zicem, de activitățile pe care le făceați în Odessa, de lucrul dumneavoastră la muzeu, dacă vă lipsește?
Da, конечно, не хватает. Да, desigur, îmi lipsește foarte mult. Eu sunt la moment în concediu de maternitate și când au început toată situația aceasta, deci deja mi se pare că 8 luni eu deja am fost în concediu de maternitate și în afară de muzee eu am lucrat ca un ghid și desigur îmi lipsește foarte mult activitatea mea de bază și eu întotdeauna eram activă, foarte activă, deci era foarte interesant pentru mine să mă duc undeva, să, într-o excursie și așa mai departe. Dar eu vreau să mulțumesc și în fiecare zi eu spun mulțumesc oamenilor că eu am un copil sănătos, că noi avem ce mânca și eu sunt mulțumită de ceea ce am eu la moment. Dar restul deja va fi pe urmă, în general să avem pace. Desigur, îmi lipsește foarte mult, dar principal să fim în viață, să trăim, să... Dar, apropo, mâine eu mă duc la Chișinău, am o, așa, un tur istoric, să fac o excursie, mă duc la Muzeul de Etnografie și Istorie și, pe urmă, eu o să împărtășesc experiența mea. Doamnă Grecu, ce va face UN Women sau inclusiv proiectul EVA pentru a ajuta și a sprijini în continuare femeile refugiate? Mersi de întrebare. Dacă să vin cu o completare la antevorbitoarea mea cu referire la activitățile care sunt realizate în cadrul proiectului EVA pentru femeile cu copii refugiați, vreau să menționez că deja cifrele spun de la sine, 198 de refugiați, în care 134 de copii, 64 de femei refugiate au beneficiat de activități psihosociale în cadrul ludotecilor care sunt organizate atât în interior cât și în exterior. Pe bună dreptate s-a zis și anterior că ludotecile sunt un spațiu sigur atât pentru mame cât și pentru copiii lor și vrem ca să creștem bunăstarea pentru femeile cu copii refugiate. Totodată, în cadrul proiectului nostru, am capacitat organizațiile societății civile ca să lucreze cu femeile cu copii refugiați, ca să oferi acele activități psihosociale, ca să învețe care sunt principiile de lucru cu copiii refugiați și anumite instruiri tematice să fie realizate pe domeniul de egalitate de gen și împuternicirea femeilor. Cum am zis, ne dorim foarte mult ca să avem bunăstarea asta psihoemoțională a femeilor și copiilor refugiați. Totodată, în cadrul proiectului EVA, am încercat să găsim și alte oportunități de a ajuta femeile cu copii refugiate și aici aș menționa cardurile alimentare care vor fi distribuite femeilor refugiate cu copii din raioanele Cahul și Ungheni. De ce carduri alimentare? Ne-am gândit foarte mult ca femeile singure să decidă care sunt produsele alimentare sau produsele igienice de strictă necesitate care pot fi cumpărate, acestea fiind cumpărate în baza necesităților acestora. Dacă îți fac o rezumat la ceea ce am vorbit anterior, vreau să zic că eu mă bucur că noi am reușit să adaptăm activitățile din cadrul proiectului nostru la necesitățile femeilor cu copii refugiate și ne bucură faptul că deja mai multe femei cu copii au beneficiat de activități psihosociale, vor beneficia de cadre alimentare și noi ne bucurăm că am putut să aducem o mică speranță în ochișorii femeilor cu copii refugiate. Mulțumim foarte mult, doamnă Grecu, și aș dori să o întreb pe doamna Rebeja, de ce ar fi nevoie ca să împuternicim fetele și femeile, să creăm activități dedicate acestui scop pentru femeile refugiate și de ce este important ca chiar să le implicăm în aceste activități? Da, mi-ați anticipat când m-ați întrebat de ce este nevoie. Este nevoie de a le crea un cadru pentru ca ele să se implice. Este nevoie de cineva care să le mobilizeze și să le creeze un cadru sigur în care îi pot să-și exprime anumite gânduri, anumite trăiri, pentru că de multe ori femeile, tinerile nu se implică din cauza că unul nu cunosc și nu cunosc ce le așteaptă după și este nevoie ca să creăm așa o
viitorul să fie mai predictibil. Iar asta pot să o fac femeile deja cu experiență, femeile care pot să împărtășească din experiența lor și să fie ca un model, ca un exemplu de a se implica. Iar cu copiii este un pic altfel. Copiii absorb absolut tot ce fac adulții, mai ales persoanele de încredere. Și noi, adulții, trebuie să fim acele modele pe care vrem să fie copiii noștri, că copiii, de fapt, nu trebuie educați, trebuie să le oferi un exemplu și atunci ei vor prelua din ceea ce suntem. Este bine să, pe lângă cadrul despre care vorbeam și oamenii specialiștii de încredere care să fie alături, este nevoie și de siguranță. Siguranța în sensul larg al cuvântului. Mi-a plăcut că mobilizarea asta comunitară cumva a creat acest spațiu de siguranță, când s-au unit atât autoritățile publice locale și a fost foarte frumos cumva că nu s-a ținut cont de anumite culori politice, de anumite statut social sau oricare ar fi el, dar a fost o mobilizare, cred că unica de la independență încoace, când cumva toată lumea s-a mobilizat de la egal la egal pentru o cauză comună, pentru a ajuta pe cei mai puțin, cu mai puține oportunități la moment. Într-adevăr, acesta a fost lucrul probabil care a ieșit în evidență cel mai mult și bine ați menționat despre siguranță, pentru că atât în discuțiile noastre cu femeile refugiate, cât a menționat astăzi și Ecaterina, că se simte la Ungheni astăzi în liniște, se simte liniștită și se simte mai în siguranță aflându-se aici. Și aș dori să te întreb, Ecaterina, ce planuri ai pentru viitor sau ce așteptări ai pentru următoarea perioadă? Ну, скоро у моего сына день рождения. А, деграба, деч, баяту мелу а зи де наштере, деч, о се фие приму, прима зи де наштере, ну, и деч, дака ну ас луем ин консидерация тоате реалитетиле, соцу мелу се афла ин Украина на момент, че ел се окупе ку волонториат дар ун пик, ну, пра, путин, ку приетени, че паринцей мей тот ау ромас аколо, деч, вяца мя este acolo. Eu am 30 de ani, eu mă aflu aici 3 luni, dar 30 de ani eu am fost acolo, am trăit acolo. Deci este foarte dificil, dar aceasta este o decizie foarte complicată pentru mine, dar noi vrem să sărbătorim, deci ziua de naștere. Noi dorim să invităm fetelor și femei din Ucraina, pentru că noi am făcut prieteni și toți sunt cu copii. Meu este cel mic, dar oricum el se simte foarte bine cu copii și se joacă foarte bine. Deci planurile, care sunt planurile? Noi, noi credem în viitorul nostru și, cum a spus, noi într-adevăr ne simțim foarte liniștit aici. Noi simțim că ne aflăm într-o atmosferă foarte sigură, deci și dacă n-ar fi așa, eu niciodată n-aș lăsa soțul meu și poate eu tot m-aș ocupa cu voluntariat la moment, deci noi ne ocupam cu așa ceva și eu foarte tare vreau acasă, să mă duc acasă, dar eu înțeleg că la moment eu sunt mama, asta e primordial rolul meu, de ce este foarte important pentru mine ca noi să putem să ieșim afară în liniște, în siguranță, să nu vadă mamele care strigă sau trebuie să leargă undeva. Deci noi am avut experiență, deci când au fost sirenele și alarme peste tot și noi am fost nevoiți să fugim undeva în subsol sau să ne... Deci eu înțeleg că noi suntem aici pentru o perioadă anumită. Deci asta nu este pentru întotdeauna, dar eu trebuie să-i asigur
copilărie liniștită și eu îmi fac tot posibilul pentru aceasta. Foarte mult, Ecaterina. Și vă mulțumesc tuturor pentru această discuție care a fost una foarte prețioasă și foarte interesantă și vă invit acum să ascultați un fragment din sonata în D-dur de Mozart, interpretată la patru mâini de pianiștii Marcel Lazar și Camille Zavecaite. Thank you.
Revenim la discuția noastră și continuăm cel de-al treilea panel de discuție dedicat realizării egalității de gen prin semnarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală. Femeile sunt cele mai afectate de impactul războiului, cum am menționat și anterior, și în același timp femeile și fetele sunt lidere în luarea de atitudine împotriva acestor inegalități și luptă pentru promovarea drepturilor femeilor. În cadrul acestui panel vorbim despre activism civic, dar și despre importanța Cartei Europene, cu Nina Lozinski, secretară generală, Platforma pentru Egalitate de Gen, Elena Ienachi, primară Comuna Baurci Moldoveni și Irina Luncașu, coordonatoare proiecte CALM. Deschid acest panel cu dumneavoastră, doamnă Luncașu, așa cum sunteți reprezentanta Congresului Autorităților Locale din Moldova, un partener de o importanță majoră a autorităților locale și constituit anume pentru a reflecta angajamentul tuturor autorităților locale pentru a urma spiritul și principiile asociației și a bunei guvernări care sunt stipulate în Carta Europeană. Pentru început, aș vrea să vă întreb ce este Carta Europeană și care sunt beneficiile aderării la Carta Europeană. Carta Europeană pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală este documentul de temelie pentru autorități locale și regionale din întreaga Europa, inclusiv și pentru Republica Moldova, pentru a-și asuma angajamentul într-o obținere unei egalități mai mari pentru cetățenii ce îi reprezintă. Carta este elaborată de către Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor, care este cea mai veche și cea mai mare asociație europeană a autorităților locale și regionale, iar Congresul Autorităților Locale din Moldova, care este membru al acestei asociații, pe teritoriul Republicii Moldova, este desemnat responsabil pentru promovarea cărții în rândul APL. Lansată în anul 2006, această carte este destinată autorităților locale și regionale din Europa, care sunt invitate să o semneze, să ia o poziție publică pe principiul egalității între femei și bărbați și să o pună în aplicare pe teritoriul lor cu implementarea angajamentului, care se referă la diferite domenii de acțiune ale autorităților locale în calitate de angajator, beneficiar sau furnizor de servicii. Această carte se bazează pe următoarele principii. Egalitatea dintre femei și bărbați este un drept fundamental. Pentru a realiza egalitatea între femei și bărbați, trebuie să abordăm toate tipurile de discriminare, o reprezentare echilibrată și o participare a femeilor și bărbaților în procesul de luare a deciziilor este necesară în orice societate democratică. Toate stereotipurile, atitudinile și prejudecățile trebuie eliminate pentru a realiza egalitatea între femei și bărbați. Toate activitățile autorităților locale trebuie să țină seama de perspectiva egalității femeilor și bărbaților, integrarea egalității de gen în toate activitățile, politicile și finanțare. Și trebuie puse în aplicare planurile de acțiune cu resurse adecvate. Actualmente, Carta Europeană pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală cuprinde 60 de asociații membre, inclusiv CALM, peste 150.000 autorități locale din Moldova, din 36 țări, cu peste 60 de ani de experiență. Sperăm că în acest an, aceste 150.000 de autorități locale se vor îmbogăți un șir de localități din Republica Moldova. Mulțumesc mult, doamnă Luncașu. Aș dori să o întreb pe doamna Lozinski, așa cum 24 de localități partenere din cadrul proiectului EVA s-au angajat să devină campioane în egalitate de gen. Deja s-au făcut o serie de instruiri asupra Cartei Europene pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală. Urmează să aibă loc inclusiv o vizită de studiu, traininguri, mulți primari și primare din aceste localități deja s-au arătat interesați în favoarea semnării acestui document și aș dori să întreb cât de relevantă este această carte în contextul actual, inclusiv a crizei refugiaților. Da, vă salut pe toți și toate. Da, într-adevăr, cum spuneai tu, noi, Valentina, avem la moment 24 de primării din raionul Ungheni și Cahul pregătite, gata,
spunem așa, de acțiune pentru a avea o comunitate sau administrație publică locală pentru a deveni sau a implementa Carta Europeană și inclusiv legislația Republicii Moldova pentru asigurarea egalității între femei și bărbați. Și de ce spun că sunt pregătite? Pentru că dacă tu ca instituție sau ca primărie vrei să devii membru sau semnatar a Cărții Europene, trebuie să vii cu cerere și cu un, spunem așa, cu un angajament asumat cât în următorii 2 ani. Vei îndeplini sau îți vei face un plan de acțiuni prin care vei demonstra că tu implementezi egalitatea de gen, aceste 24 de primării deja o fac. Aceste 24 primării sunt deja pregătite și deja implementează o parte din acțiuni pentru promovarea egalității de gen la nivel comunitar, pentru că în cadrul proiectului EVA, aceste primării din raionul Ungheni și raionul Cahul deja au fost susținute, inclusiv prin instruiri și inclusiv prin programul de mentorat, pentru a-și crea acest plan de acțiuni în integrarea și implementarea egalității de gen la nivel comunitar. Aceasta este cumva o abordare, spunem noi, una destul de consolidată și sănătoasă, când deja vii cu asumarea anumitor și deja acțiuni realizate în implementarea carte. Iar cartea vine cu un, spunem, cu un instrument suplimentar în ajutorul primăriilor. Bineînțeles că este relevant și în contextul crizei care suntem acum în situația umanitară. Și de ce? Pentru că principiile Cărții Europene constă în asigurarea principiului egalității, non-discriminării la nivel comunitar față de persoanele din comunitatea ta. Ori acest lucru tu trebuie să-l faci ca și instituție, inclusiv ca prestator de servicii, inclusiv ca și angajator și ce ai rolul tău de guvernator local. Da? Și atunci tu când în comunitatea ta ai refugiate cu copii, fără copii, poate îți vin persoane diferite etnii, tu trebuie să ții cont din necesitățile lor în fiecare comunitate și să iei acțiune bazată pe necesitățile lor, respectiv, tu nu faci altceva decât pui în practică această principii ale Cărții Europene, da? Și, bineînțeles, contextul este foarte actual și relevant în orice timp și mai ales în situații de criză. Mulțumesc foarte mult, doamna Ienache. Dumneavoastră sunteți una dintre primarele care și-au manifestat interesul pentru a semna această Cartă Europeană pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților, o cartă pentru autoritățile locale și regionale ale Europei, pentru a ghida și susține, cum s-a menționat anterior, în promovarea și obținerea unui grad mai înalt de egalitate pentru localnici. Ce ar însemna la modul practic acest pas pentru baurcii moldoveni? Vă salut și vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, aderarea localității baurcii moldoveni la Carta Europeană pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în Viața Locală este un set de angajamente pe care administrația publică locală și le asumă. Și urmarea acestor angajamente am putea obține o egalitate de gen mai mare pentru comunitate, pentru comunitatea noastră. Prin aceste angajamente, anume, ne dorim să avem o participare echilibrată a femeilor și bărbaților în luarea deciziilor, deoarece cunoaștem că pentru administrația publică locală acesta este un instrument de transparență, dar și de fapt este o necesitate pentru o societate democratică. Noi tindem să eliminăm stereotipurile de gen, și anume prin promovarea cazurilor și pozitive, a exemplelor concrete pe care le avem în localitate. Și astfel de exemple sunt suficiente: echipe de sport de feminine, femei fotbaliste, femei care conduc instituții, femei șoferițe, dar și bărbați activi care se implică în viața de familie și în general în comunitate. Pentru a sprijini implementarea acestor angajamente,
Primăria Balcii-Moldoveni, în cadrul proiectului EVA, deja are un plan de acțiune a egalității, prin care am stabilit acțiunile, resursele, dar și persoanele responsabile pentru promovarea egalității de gen în localitate. În acest sens, am creat și un grup de lucru format din reprezentanți din instituțiile publice din localitate, și anume pentru a promova realizarea egalității de gen în practică și de a monitoriza acest plan pentru a vedea cum se schimbă lucrurile în Balcii-Moldoveni. Tot cu suportul proiectului EVA am reușit să ne autoevaluăm ca și administrație publică locală, să vedem unde suntem la capitolul egalitate de gen și, desigur, să descoperim lacunile în politicile noastre publice locale. Astfel am reușit să elaborăm, să ajustăm, să modificăm planurile, programele locale și am inclus dimensiunea egalității de gen. De asemenea, anul acesta am reușit să avem un buget echilibrat și am acordat 2% din bugetul local pentru realizarea planului de acțiuni al egalității. Ne-am luat o serie de angajamente și suntem siguri că vom reuși și abia așteptăm să fim și noi semnatari acestei cărți. Pot afirma că la Balcii-Moldoveni deja gândim, planificăm și acționăm conform principiului egalității de gen. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Enache, și ne bucurăm foarte mult să auzim aceste lucruri, că ele se întâmplă la nivel local. Și eu aș dori să o întreb pe doamna Lucașu, la fel, în mod practic, dacă o comunitate, ca să fie clar pentru cei care nu cunosc ce înseamnă această carte, dacă o comunitate o adoptă, ce impact poate avea asupra vieții de zi cu zi, de exemplu, a cetățenilor, a femeilor sau chiar a femeilor refugiate dintr-o anumită localitate? Deci, dacă e să ne uităm la impact, impactul adoptării cărții asupra vieții de zi cu zi, inclusiv a refugiatelor, pentru că cartea, o localitate o adoptă pentru cetățenii care sunt la ei în localitate acum, la moment. Respectiv, dacă avem refugiați din Ucraina și asupra lor se răsfrâng politicile locale adoptate prin intermediul acestor angajamente ale autorității publice locale. Deci, odată cu localitatea când devine semnatară, la dispoziția sa are și o metodologie cu idei și bune practici din întreaga Europa, ca aceste, să zicem, bune practici să le vină în suport să atingă acea egalitate dintre bărbați și femei pe care și-o doresc la nivel local. Și dacă e să ne referim la câteva exemple concrete. Deci, atunci când vorbim de rolul APL în calitate de angajator, aici semnatarul se angajează să ia toate măsurile rezonabile ce țin de analiza salariului, remunerării, sistemului de pensie și așa mai departe. Respectiv, femeile angajate de către APL, decalajul salarial pentru ele, dacă îi comparăm remunerarea bărbaților cu cea a femeilor, va fi diminuat sau nu va fi în genere. Dacă vorbim despre reprezentanța politică a femeilor, semnatarul ia toate măsurile pentru încurajarea partidelor și grupărilor politice de a adapta și implementa principiul reprezentării egale și a femeilor și bărbaților. Respectiv, femeile vor avea mai mari șanse de a fi alese în calitate de primare sau consiliere locale. Dacă e vorba de mobilitate și transport, semnatarul se obligă să ia în considerație necesitățile de mobilitate relevante pentru femei și bărbați. Astfel, femeile vor avea acces la servicii de transport conform necesităților lor și respectiv vor deveni mai mobile. Și nu în ultimul rând, dacă să ne referim la violența bazată pe gen,
Semnatarul se angajează să stabilească și să întrunească politicile și acțiunile împotriva violenței, bazate pe gen, inclusiv să facă o coordonare eficientă între serviciile importante, precum poliția, autoritățile responsabile de domeniul sănătății, protecție sociale, etc. Astfel, femeile vor fi protejate și se vor simți în siguranță. Mulțumesc foarte mult, doamnă Luncașu. Doamnă Lozinski, cât de greu sau cât de ușor este calea semnării acestei carte? Bună întrebare, pentru că Republica Moldova n-a mai trecut printr-un astfel de proces sau cel puțin nu de așa de mare amvergură pe când ne propunem în anul acesta să facem pasul dat. Din cunoștințele mele am avut o primărie sau avem primărie în municipiul de Chișinău semnătara cărții, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. Ori asta ne-am propus noi să avem abordare un pic diferit cu aceste 24 de primării, între a veni mai întâi cu un plan de acțiuni, după care vii și semnezi depuicerea de semnare a cartei. În principiu n-ar trebui să fie un lucru tare complicat, pentru că colega Irina spunea deja că avem atât 150.000 de municipalități și localități care au semnat. Ar trebui să fie un proces destul de simplu, dar oricum, birocrația e, își spune cuvântul, dar noi cumva am gândit că o să facem centralizat, mergem de în reprezentanța pe care o are în CALM, după care mergem mai departe către Bruxelles. Ceea ce eu cred că o să fie mai ușor, din considerentul că deja avem anumite acțiuni și programe implementate și lucrul ăsta o să fie deja mult mai ușor de demonstrat că ai interes și într-adevăr ești serios în ceea ce angajamentele propuse anume prin semnarea cererii. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ienache, am vrut să vă întreb pentru dumneavoastră egalitatea de gen, pacea, solidaritatea, ce au însemnat aceste cuvinte în ultima perioadă? În ultima perioadă, ca și în calitate de primar, m-am axat pe realizarea obiectivelor din planul de acțiune a egalității. Cu suportul actorilor comunitari am reușit să desfășurăm o serie de activități social-culturale dedicate femeilor. Dacă să mă refer la o perioadă mai scurtă, în luna martie am sărbătorit Ziua Femeilor, deoarece 8 martie este despre solidaritate, despre drepturile tuturor femeilor, este despre luptă și egalitate. La nivel de comunitate am organizat mese rotunde, instruiri cu tematica egalității de gen, inclusiv astfel de activități au fost desfășurate și în cadrul instituțiilor preșcolare și școlare. Au fost organizate la nivel local o serie de concursuri de ziua familiei cu implicarea familiilor. Am sădit copaci și am rezolvat probleme comunitare cu implicarea atât a femeilor cât și a bărbaților. Aceasta a semnificat pentru mine, dar și pentru întreaga comunitate, de fapt, termenul egalitate. În această perioadă, odată cu începerea războiului în Ucraina, și comunitatea noastră nu a fost indiferentă la nevoia sau la problema vecinilor noștri. Am fost solidari întreaga comunitate cu femeile refugiate din Ucraina. În acest sens, am inițiat chiar din primele zile o campanie de strângere de produse alimentare, de igienă, pentru a ajuta aceste femei cu copii. Și în doar câteva zile am reușit să strângem foarte multe bunuri, să ajutăm aceste familii și chiar am reușit să donăm o parte din aceste bunuri celulei de criză din municipiul Cahul. Localnicii au fost solidari, au chiar din primele zile au fost dispuși să primească familii de refugiați,
au pus la dispoziție locuințele lor. Noi am încercat să fim în această perioadă, să fim cât mai aproape de aceste familii, dar și să îi implicăm în cadrul întrunirilor cu diferite ONG-uri care și-au au venit cu suport și sprijin juridic, social, psihologic. Asta consider că a fost cele mai relevante acțiuni pentru ceea ce semnifică solidaritate. Și, desigur, de 9 mai am sărbătorit cu localnicii Ziua Europei. Astfel ne-am rugat cu toții pentru încetarea războiului din Ucraina, ne-am rugat pentru pace și solidaritate între popoare, deoarece numai așa putem spera la o Europa prosperă. Doamna Enache, vă mulțumesc foarte mult pentru că contribuiți atât de mult la avansarea egalității de gen în Băurci moldoveni și în general la nivel local, în raionul Cahul, pentru solidaritatea de care ați dat dovadă și vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat să participați în cadrul acestui panel de discuție. Vă invit acum să încheiem acest eveniment cu Marcel Lazar și Camil Zavecaite, care la două piane ne vor cânta variațiuni pe o temă de Paganini. Thank you.
Thank you.